Din dreptul pentru echipament aferent anului 2012, polițiștii vor primi doar 8,66% după noua rectificare bugetară, în condițiile în care ministrul de interne Mircea Dușa a asigurat în luna septembrie 2012 că prin negocieri cu Ministerul Finanțelor va plăti polițiștilor 50% din drepturile de echipament restante pentru acest an. Reducerea la 8,66% din întreaga sumă restantă, precum și alte abuzuri ale conducerii MAI față de relațiile de muncă și drepturile personalului, îi determină pe polițiștii membri ai SNPPC să organizeze proteste publice cu o maximă vizibilitate socială ce se vor desfășura chiar în campania electorală a celor care doresc să ocupe prima putere în stat. Profitând și că intrăm în campania electorală, așa cum scrie în comunicatul de presă, polițiștii consideră că în acest fel vor oferi alegătorilor mai multe subiecte de reflexie pentru siguranța cetățeanului și pentru calitatea ordinii publice, așa cum o îngăduie guvernanții prin finanțare, dotare și asigurare cu forță de muncă. SNPPC reprezintă și apără interesele a peste 50.000 de sindicaliști din cadrul personalului MAI. În cele 6 luni de guvernare USL, SNPPC a solicitat MAI și guvernului rezolvarea următoarelor probleme restante din vechea guvernare pedelistă, și anume: alocarea de fonduri pentru achitarea drepturilor cuvenite prin lege personalului MAI pentru anul 2012, includerea efectivelor MAI care îndeplinesc misiuni de pază ale secțiilor de votare în rândul personalului auxiliar folosit în timpul alegerilor și care beneficiază de indemnizația de 65 de lei pe zi, actualizarea compensației lunare pentru chirie, care nu s-a majorat cu 8% alături de celelalte drepturi, modificarea hotărârii guvernamentale numărul 1292 pe 2003 privind transportul la și de la locul de muncă în conformitate cu propunerile înaintate de către SNPPC Ministerului. Aceste modificări sunt necesare având în vedere reorganizările Poliției Rurale și Poliției de Frontieră din perioada 2011-2012, care au afectat grav drepturile polițiștilor, și aplicarea imediată a pilonului 2 de pensie pentru personalul din Ministerul Administrației și Internelor, drept pe care instituțiile statului îl amână într-un mod vădit ilegal.